Un bărbat a fost împușcat pe o plajă de nudiști de un pensionar. Vârstnicul a fost indignat că victima a început să se masturbeze în timp ce se uita la o femeie. Conform știrile ProTV.ro, un bărbat care se autosatisfăcea pe o plajă de nudiști a fost împușcat mortal de un pensionar. Potrivit poliției franceze, bărbatul împușcat a început să insulte ceilalți turiști în timp ce se autosatisfăcea, privind o femeie dezbrăcată. Cel care s-a hotărât să ia atitudine și l-a ucis cu un foc de armă este un pensionar în vârstă de 76 de ani cu o pușcă, însă autoritățile nu au stabilit cum acesta avea cu el la plajă pușca de vânătoare. Anchetatorii au stabilit că între victimă și trăgător a existat un schimb de replici, iar bărbatul de 76 de ani a tras 3 focuri de armă. Un proiectil a lovit în piept pe individul cu un comportament obscen. Trăgătorul era un vânător pasionat și avea permis de port armă, dar nu avea dreptul legal să ia pușca cu el la plajă, arată sursa citată, relatează site-ul știrile ProTV.ro.